Sighetul Marmației este un municipiu din județul Maramureș, foarte aproape de frontiera cu Ucraina. Este centrul cultural și economic al Maramureșului istoric. Până în 1919 a fost reședința Comitatului Maramureș, ulterior a ajuns să fie reședința întregului județ și totodată a plăcii Sighet. Odată cu întărirea statului de centru al Maramureșului, Sighetul a început să-și dezvolte latura culturală, astfel că în ultimii ani s-au deschis unități cu profil bancar și comercial, ceea ce a făcut o dezvoltare rapidă a întregii sfere economice. Deși un oraș mic cu un număr relativ redus de locuitori, circa 41.200, Sighetul se poate mândri cu câteva clădiri și monumente semnificative, încoronându-l în cel mai plăcut mod. Lista ar putea începe cu Muzeul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, inițiat și realizat de Fundația Academică Civică, care a ajuns încet încet să fie cel mai important obiectiv turistic al orașului, un punct de atracție pentru toți cei care calcă pragul Sighetului. Continuăm cu Muzeul Satului Maramureșan în aer liber, muzeu constituit ca o rezervație de monumente de arhitectură țărănească, urmărindu-se recrearea unui sat cu specific zonal. Avem Muzeul Etnologic al Maramureșului, situat în centrul orașului, în clădirea care azi găzduiește cinematograful, și nu în cele din urmă, Muzeul Culturii Evreiești și Casa Muzeu Dr. Ioan Mihali de Apșa. În fiecare an, Sighetul e prilej de sărbătoare, cu ocazia festivalului de datini și obiceiuri, Marmația, care are loc pe 21 decembrie, un eveniment arhicunoscut pe tutindeni. Dacă vorbim de evenimente, nu putem să nu amintim de zilele orașului. Deși nu te-ai aștepta, Sighetul îți oferă un prilej de liniște, reușind să îți capteze atenția încă de la început.